Bine v-am regăsit, prieteni, din acest spațiu frumos, generos în a trimite către voi povești, într-un spațiu în care m-am întâlnit, așa cum v-am povestit, cu o poveste în urmă, cu un năsturel de poveste și nu numai, și mi-a lăsat tot felul de proverbe peste care mi-am aruncat și eu ochiul curios, doar ca să am un strop de timp să mă gândesc la câte o poveste pentru voi. Ce mi-a scris năsturel de poveste aici? Nu se mulțumește nici în car, nici în căruță, nici în sanie, nici în teleguță. Adică un nemulțumitor. Adică ar putea să fie poate și un om lacom, nu? Un om care nu se mulțumește cu nimic. Ar putea să fie un om lacom adeseori. Eu o să aleg să vă spun povestea unui negustor care avea de toate. Știți, bogat, făcea comerț cu toate cele și avea și un vânător acolo în ținutul în care negustorul acesta trăia și era cel mai bogat din ținut, pe nume Acatanca. Da, așa-l chema pe vânător. Acum, vedeți, vânătorul, extrem de iscusit în ale vânatului, nu știa carte și era onest și mai simplu și de fiecare dată când vâna câte ceva, se ducea la negustorul nostru și ducea blănurile, animalele respective, păsările respective, iar negustorul lacom spunea, uite, atâta mi-a adus, atâta îți dau. Dar pentru că Acatanca nu știa să citească, nu-și dădea seama că negustorul era necinstit. Și de fiecare dată îi arăta lui Acatanca faptul că era dator către negustor, că mai trebuia să-i aducă alte blănuri, că trebuia să-i dea bani, iar bietul Acatanca bani n-avea niciodată, doar iscusința mâinilor lui. Așa încât, într-o bună zi, Acatanca s-a dus în pădure, a întins o plasă precum o capcană și a prins în ea un mistreț și l-a dus acasă și parte din blană a pus-o deoparte și parte din carnă a pus-o deoparte, dar o bucată de carne a pregătit-o pentru el și pe când nevasta lui gătea bucata de carne, numai ce... ce bine miroase, și-a spus negustorul. Cred că Acatanca sigur a fost la vânătoare. Ia să mă duc eu pe la el, că și așa mi-este dator. Și a intrat, a deschis ușa casei lui Acatanca fără să ceară voie, permisiune. Ce face Acatanca aici? Ce să fac, negustorule? Am vânat un mistreț și... Păi mistrețul ăsta este pentru mine, pentru că tu îmi ești dator. Bine, negustorule, dacă spui așa, ia. Și nici n-a apucat să mai rostească ceva, că negustorul a luat și carne, a luat și blana de mistreț, bai, a luat până și plasa de vânătoare și-a plecat. Lăcomia sa, negustorul nici n-a conștientizat că dacă i-a luat plasa lui Acatanca, acesta nu mai avea cu ce să vâneze. Of, bărbate, a spus soția lui, acum ce o să ne facem? După ce că negustorul ne îndatorează de la zi la zi, ți-a luat plasa și mâine nu vei mai avea cu ce să te duci la vânătoare. Stai liniștită, măi nevastă, a spus Acatanca, așa bun cum era el, dar nu te mai îngrijora atâta. Lasă că mă gândesc eu la o soluție, găsesc o variantă și o să vezi că nu vom muri de foame. Nu prea a dormit Acatanca peste noapte, dar i-a venit o idee așa, încât a doua zi de dimineață, din vinele unui cerb, a făcut o cursă de prins animale și a doua zi, pusă cursa în pădure, a prins unul dintre cei mai frumoși mistreți pe care i-a prins vreodată. Însă și cu această ocazie, negustorul a simțit miros, a venit din nou în casă la Acatanca, i-a luat cu aceeași cruzime toată carnea și toată blana și i-a luat și cursa pe care Acatanca o construise. Soția la fel, îngândurată, speriată, Acatanca la fel de liniștit și așezat. Nu te îngrijora, nevastă, stai liniștită, găsesc eu o soluție. N-a dormit nici în noaptea aceea, doar că dis de dimineață s-a trezit și și-a construit o tolbă cu săgeți și-a făcut un arc și-a mers la vânătoare și pentru că brațul lui era vânjos și viguros și ochiul lui era ager, a prins păsări cu nemiluita și le-a dus acasă pentru ca soția lui să le pregătească, dar și de data aceasta
Akatanka a simțit mirosul de carne friptă și a trântit ușa casei lui Akatanka de perete și a intrat înăuntru. Îmi ești dator, dator vândut, așa că păsările sunt ale mele. Și a luat păsările și arcul și săgețile vânătorului. Din ce în ce mai tristă, din ce în ce mai îngrijorată și nemai putând suporta toată această situație, nevasta lui Akatanka se tot plângea și: bărbate, dar tu ești un om bun și curajos și harnic, negustorul acesta e nedrept, lasă nevastă, zice el, lasă, nu te mai necăji, eu găsesc o soluție în orice situație, hai, pune-te și te odihnește că până mâine dimineață o vom scoate la capăt. Peste noapte, Akatanka n-a dormit deloc, doar că a doua zi de dimineață i-a spus soției sale: nevastă, trezește-te, du-te în pădure și adună rășină și adu-o încoace. Soția s-a dus, a strâns o ulcică cu rășină, a adus acasă, a încălzit-o, a amestecat-o bine, apoi Akatanka a plecat, a intrat în pădure, s-a uitat la unul dintre cei mai înalți copaci și a văzut că era plin de păsări tot timpul. Așa că Akatanka s-a suit până în vârful copacului, cu ulcica legată cu o sfoară de gâtul său. Și pe măsură ce cobora din copac, Akatanka turna rășină, întindea rășina pe trunchiul copacului și pe ramurile copacului și mai cobora un pic și întindea rășină pe trunchi și pe ramurile copacului și mai cobora un pic și întindea rășină pe trunchi și pe ramurile copacului până când a coborât la pământ. A plecat acasă, iar spre seară când s-a întors, copacul era plin de păsări prinse de crengile și de trunchiul acestuia. Așa încât împreună cu nevasta lui au luat toate păsările din copac, le-a dus nevasta acasă, a pregătit o parte dintre ele. De unde are nesuferitul ăsta de Akatanka? Tot timpul păsări, fripturi din cele mai bune. S-a enervat din nou negustorul și a intrat și a izbit din nou ușa casei lui Akatanka și a intrat înăuntru. De unde ai, necugetatule? De unde ai păsările acestea? Să-mi dai instrumentele de vânătoare și de data aceasta înapoi. Păi, nu am ce instrumente să-ți mai dau, a spus Akatanka, pentru că mi le-ai luat pe toate. Tocmai! De unde ai atunci toate păsările astea și de unde ai atâta mâncare gustoasă? Și... păi, iată, am pus-o pe nevasta mea să adune rășină și am uns un copac cu rășină și păsările, normal, au venit acolo și s-au prins, nu s-au mai putut desprinde. Și uite așa, rășină, și-a spus negustorul plecând de data aceasta din casa lui Akatanka. Rășină, domnule, o să ung eu cel mai mare copac cu rășină și o să prind cele mai gustoase și mai mari gâște și cele mai grase rațe și o să mă îmbogățesc și nu o să mai am nevoie niciodată să-mi aducă mie Akatanka din ceea ce vânează el. Zi și făcut, a doua zi, dize dimineață, Akatanka și-a chemat nevasta, a trimis-o să culeagă rășină și aceasta așa și-a cules un butoi întreg de rășină. După care, imaginați-vă cât s-au chinuit să-l urce pe butoi sus pe un deal ca să ajungă la cel mai înalt copac din regiunea aceea. Acum, Akatanka și-a prins într-o găleată de metal neagră, și-a prins-o cu o sfoară, și-a pus-o plină cu rășină și pe măsură ce urca în copac, ungea copacul cu rășină și ramurile și urca mai sus și ungea copacul și ramurile și urca mai sus și ungea copacul și ramurile și urca mai sus și ungea copacul și ramurile și când a ajuns în vârf, tot copacul era plin de rășină. Hai măi bărbate, coboară că uite se vede un stol de gâște cum zboare, uite ce grase sunt și dau seama ce gustoase, dă-te toate jos din copacul ăla. Acum copacul era tot plin de rășină. Și pusese Akatanka un strat gros să se prindă bine toate păsările care treceau prin ținutul acela. Numai că acum, când să se dea jos din copac, vă imaginați ce s-a întâmplat. Akatanka s-a prins de copac. Nevastă, nu mai pot să cobor, fă ceva!
îl asculta nevasta uitându-se la el. Păi, ce să fac, bărbate, că nu știu ce să fac. Nu știu, măi, nevastă, vă, ce să, taie copacul, taie că păsările ori să se lipească de el și dacă o fi copacul tăiat. Și a început nevasta să taie la copac, să taie, să taie și când a căzut copacul, a căzut direct pe Acatanca. Acum vă imaginați și voi ce s-a întâmplat. Numai că ce mai zice povestea este că o creangă a lovit-o pe nevasta negustorului direct în frunte și dată de arostogolul a căzut în butoiul cu rășină, care butoiul cu rășină s-a rostogolit și a căzut într-un râu și nimeni n-a mai găsit-o nici pe nevastă, nici pe negustor, care s-a făcut una cu pământul. Iar în ceea ce privește pe Acatanca, s-a dus acasă la negustor și și-a luat de acolo doar instrumentele lui de vânătoare. Și de atunci a vânat liniștit, a vândut ce a prisosit și a dus-o bine cu nevasta lui până la adânci bătrâneți. Și aceasta a fost, dragii mei, povestea mea și, ca de fiecare dată, dacă v-a plăcut, vă aștept să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!